careul lui Ieșan. Minge în bandă la Voicu. Preluarea lui Voicu lângă el este Stanciu. Se dă lovitură liberă. Stanciu execută. Grahovac însă nu are nicio problemă. Grahovac, ne aducem aminte. Stanciu execută. Grahovac însă nu are nicio problemă. Grahovac, ne aducem aminte. Borceanu se ferește în zid cum poate. Foarte simpatic Borceanu de la revenirea în Turcia, cel puțin. Cred că Țigănașul până la urmă este cel care bate lovitura liberă. Mingea lui Țigănașul în forță se duce totuși pe lângă poarta lui Cojocaru. El va executa șutul lui Neagu, respins în corner, superb de fostul său coechipier. Continuă Onducu și se dă lovitură liberă după această intervenție a lui Filip, foarte supărat capitanul Stelei. Pregătit să execute această lovitură liberă, minutul 53, poate fi un moment important. Wesley din lovitură liberă, direct în zid, confirmă faptul că și-a pierdut din strălucire. Trecem Matei până la urmă să vedem această acțiune a Stelei, cu o pasă pentru Râpă în careu, centrarea lui Râpă! Traversează careul de 16 metri, acum o centrare a lui Toșca, din nou greșeala lui Plămadă, care a lăsat mingea în acea zonă. Gabi Matei șutează și finalizează. Foarte frumos continuarea lui Matei, cursă foarte frumoasă, acesta scoate lovitura liberă după o cursă de 40 de metri. Frumoasă pentru schimbare la CSMS Iași, a doua în acest meci. Cum spuneam, Gâlcă n-a făcut nicio partidă, nicio schimbare în această partidă până în minutul 78. Iată, vedem această lovitură liberă bătută de Borceanu. Borceanu trimite interesant, însă jucătorii Iașiului par a fi mai soliți în jocul aerian. Grahovac evită cornerul. A căzut un jucător al Iașiului la pământ. Se vorba de Plămadă. Plămad partidă, din păcate Plămadă se resimte. Plămadă a intrat chiar în locul unui apărător care poate obține calificarea în sferturile Cupei României datorită acestui efort superb al lui Stanciu. Stanciu nu-l faultează pe Crețu, nu este nicio greșeală din partea arbitrului. Îl ține un pic de mână, dar nu cred că se poate da fault în atac pentru așa ceva. Și Stanciu marchează golul cu care Steaua este foarte aproape de calificarea în sferturile Cupei României. Încă o dată, momentul în care Stanciu